La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc unul dintre cele mai frumoase evenimente din județul Mehedinți, Festivalul Smochinelor. O acțiune care atrage an de an mii de turiști pasionați de zestra culturală, autenticitatea și tradițiile din comuna Svinița. La eveniment, alături de primarul Nicolae Curici, a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, cel care de-a lungul mandatelor sale a pus mare preț pe dezvoltarea turismului din județul nostru. Zeci de producători locali și invitați s-au întrecut în prezentarea unor produse tradiționale, sănătoase și delicioase, care au făcut deliciul celor prezenți în acest sfârșit de săptămână în comuna Svinița. Bună ziua și bine ați venit la noi și să sărbătorește festivalul Smochinelor. S-a făcut producția noastră? S-a făcut, da, slabă producție, dar s-a făcut. Și dulceață, și ciuică, și s-a făcut. Aici e gem de smochine decojite, făcut de mine, bineînțeles. Dar astea sunt decojite, n-au semințe, n-au... Și aici e dulceață de smochine, tot decojite. Vedeți cum am n-au nimic decât zahăr și un pic de lămâie. Dumneavoastră confecționați ei? Numai cu acolceața, manual, ca pe vremea bunicilor și străbunicilor. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că toată lumea care a venit aici ar fi îmbrăcată în costumul național sau cel puțin o piesă, să spune mie, nu are importanță, că e sârbească, românească sau costumul de la cehi. Cum credeți că ar arăta? Foarte frumos! Eu încerc să stric puțin atmosfera care e numai pe mâncare și să introduc puțin artă. Și avem 6 sortimente de miere. Miere de tei, miere de mană, de brad, miere de salcâm, polifloră, mur, care murul e foarte greu de găsit. Numai noi avem o zonă acolo care exact unde începe lanțul de la Munții Retezat. Sunt foarte mulți murari care albina, când înfloare murul, vine și ea și se produce această miere. Deci aceasta este miere de mur. E o miere deosebită, ceva special. Da, și aromă. Da. Foarte bună. Acest eveniment a fost unul deosebit, fiind realizat cu ajutorul fondurilor europene implementat de Primăria Svinița și grupul de administrare locală Clisura Dunării. Astăzi în comuna Svinița sărbătorim Festivalul Smochinilor ajuns la ediția 22 și zile legal Clisura Dunării, ediția 1-a. Pentru noi svinicenii sunt niște evenimente deosebite, deoarece prin aceasta încercăm să promovăm zona, să promovăm zona Clisură Dunării, să promovăm comuna Svinița din punct de vedere turistic, să ne promovăm obiceiurile și tradițiile, produsele tradiționale obținute din fructul biblic smochin, dulceață de smochine, țuică de smochină, gem, vin de smochine, prăjitură cu smochine și alte produse obținute din smochin. Smochinul se cultivă pe aceste meleaguri de peste 500 de ani. Primii smochini i-a dus un pașă turc, sigur i-a dus în toată Clisura Dunării, dar numai aici, în comuna Svinița sau pe teritoriul comunei Svinița și pe fostă insula Dacale s-au aclimatizat. Un alt eveniment important a fost organizarea unei mese rotunde prijeluită de semnarea acordului de cooperare și înfrățire între comuna Svinița și comuna Hanska din Republica Moldova. Astăzi, în comuna Svinița, sărbătorim două evenimente într-unul, să zicem. Este Festivalul Smochinelor, ajuns la ediția 22-a, și zile legal Clisura Dunării, ediția 1-a. Îl am în dreapta mea pe domnul Vasile Deac, președinte legalului, cu care împreună astăzi am organizat, astăzi și mâine organizăm acest eveniment. Festivalul Smochinului este un festival unic în România. Svinița este capitala smochinului din România. Mai sunt două festivale în Europa, unul în Gergele, Grecia, ajuns la ediția 12-a și unul este în Croația. Eu vă zic, bine ați venit în comuna Svinița
și sper că o să vă simțiți bine. M-am înțeles foarte bine cu domnul primar încă de când am ajuns în Consiliul Județean cu ceva ani în urmă și atât cât am putut, în limita competențelor legale, am sprijinit și eu nevoile acestei comunități și poate că am pus puțin umărul la dezvoltarea comunei Jvinița. Putem vorbi astăzi de o comună modernă care are ce oferi turiștilor care aleg să viziteze comuna Jvinița, pentru că se bucură de rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, drumuri asfaltate, școală reabilitată, cămin cultural, așa cum îl vedeți aici. Adică absolut tot ceea ce înseamnă rețele de utilități sunt puse la punct și se pot organiza tot felul de evenimente. Este o comună în plină dezvoltare și din punct de vedere turistic și asta datorită în primul rând domnului primar, dar și colegilor dumnealui din Consiliul Local și din Primăria Comunei Jvinița, care de ani de zile fac efortul să acceseze fonduri europene și prin intermediul acestui gal Tisura Dunării, dar și pe cont propriu, de asemenea accesând fonduri și prin programul național, fonduri guvernamentale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2. Și pentru a mă referi pe scurt și la evenimentul care urmează de acord de înfrățire între satul Hanska și comuna Jvinița. Eu cred că împreună au posibilitatea și să acceseze fonduri europene și nu numai. Exemplele pozitive pot fi luate de la o localitate la alta și cred că, și pot să închei aici, cred că acordul pe care dumneavoastră îl veți încheia va fi un exemplu și pentru alte localități din județul nostru și, de ce nu, și din raionul dumneavoastră. Încă o dată, bine ați venit la noi în reședință. Semnarea acordului de înfrățire și cooperare dintre Comuna Svinița, România și satul Hanska, Republica Moldova, e o piatră de temelie a parteneriatului administrativ între cele două localități. Astăzi, pentru noi, e momentul întregirii familiei comunitare, a cercului de prieteni, când iată dăm mână cu mână peste prut, trecându-l cu încredere că mâine ne vom regăsi împreună în interiorul unui stat integru și stabil. E un moment important din istoria actuală a acestor două localități, semnarea acestui acord de înfrățire și cooperare, când intenția de ieri devine fapt astăzi. Iar autoritățile locale din ambele sate își doresc un real interes de cooperare pentru localitățile pe care le conduc și le administrează. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a depus toate eforturile pentru ca turismul din zona Clisura Dunării să se dezvolte, conștientizând faptul că frumusețile acestor locuri merită să fie cunoscute în întreaga țară și nu numai. De ani de zile, Consiliul Județean Mehedinți a început nenumărate demersuri pentru promovarea turismului în județul Mehedinți, atât în zona Clisurii Dunării, cât și în municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în zona de nord a județului și am avut mai multe participări la târguri de turism naționale, internaționale și am încercat să, pe de altă parte, să punem la punct rețeaua de infrastructură de alimentare cu apă, canalizare și rutieră în județul nostru, care să permită, pe de o parte, turiștilor să vină și să-și petreacă un concediu în condiții decente în județul nostru, pe de altă parte să permită investitorilor să construiască pensiuni, case de vacanță și, de ce nu, hoteluri. Vorbind strict de Clisura Dunării, turismul a luat o amploare deosebită în ultimii ani aici. Este un număr din ce în ce mai mare de la an la an de turiști, iar în ceea ce privește comuna Jvinița, mă bucură faptul că sunt mai multe evenimente de promovare a acestei comune organizate de către domnul primar împreună cu consilierii locali, pentru că o bună promovare a acestei comunități, a comunei Jvinița, atrage un număr sporit de turiști și se vede de la an la an, așa cum am spus și mai devreme în sală, că a crescut numărul de pensiuni și de case de vacanță aici și evident a crescut și numărul de turiști și am convingerea că în anii următori o să se ajungă și în comuna Jvinița, așa cum este acum în Eșelnița și în Dubova.
Înfrățirea cu o localitate din Republica Moldova, dulceața de smochine unică în Europa, colaborarea dintre comunele de pe clisura Dunării, dar și dovada de implicare în dezvoltarea acestei zone a factorilor decizionali de la nivel local și județean sunt semne clare că această zonă va continua pe drumul cel bun, iar comuna Svinița va continua să rămână una din cărțile de vizită ale județului Mehedinți.